Ara, să-l salutăm pe Nicolae, să-l întrebăm ce gătește astăzi. Ioric. Neața. Cred că nu prea are și de-aia se ascunde. Ridică și spune. Care-i ideea? Astăzi gătești ceva, să știți. Da. Am mai multe feluri de cărni pe masă, am de la pui, am carne tocată, am inimioare, dacă tot e, sau fecini și pipote. Vreau să fac un pui tonato. Am luat de vițelă tonato, pentru că găsim mai greu carne de... N-am mâncat pui tonato și am mers pe planeta asta un pic. Cum? Amu, o să mănânci. Amu? Ai văzut? Astăzi. Bine. La început de săptămână. Ieri am făcut ceva de mâncare și am avut niște supe de pui și de porc. Și am zis să nu le arunc, le folosesc. Foarte bine. O să fac o tocană fără de pipote. Pentru că ne place foarte tare de tine, te tratăm azi cu conopidă. Fiartă. Și cu pipote. Eu am adus. De unde e vorba oltenească, mâncați și pipota. Nu? Uite ce culoare faină are. E transparentă, bade. Vezi că nu e fiartă până în capă. Numai un pic așa blanșată, cum s-ar duce pe la noi. Doar apă. Nici măcar de data asta. Am pus doar așa, o străcor un pic. O las să se răcească și o să fac niște chiftere, bade. Fac o tempura, le prăjesc în tempura, să fac mai rotunde, fac o maioneză lejer picantă. Se pare că aici se servește ce nu-mi place. Mă, fac garnitura, stai, n-ai înțeles, bade. Nu pleca. Proteins. Da, mergeți liniștit de acolo, vă rog eu frumos. Eu nu poate să fie garnitură la mielul cu gelat tău. Bun. Așa, și în partea asta ai pus măruntaie, am început, da. Măruntaie vreau să le fierb un pic, bade, ca să se curăță bine tătul, una pe clocotită, le las să clocotească un pic. Și după aceea, niște legume, clara, tigaie, fac o mâncărică, bade, pentru că, auzi, câteodată în magazin fugim de aceste pipote inimioare, pentru că vrem numai pulpă și... Da, mă, dar noi așa am crescut cu astea și cu Adidas și cu... Mult sos, cum se chemau? Tacâmuri. Îți dădea și două cărți biblioteca pentru toți, dacă luai niște frații pe trâu și le zicea. Da. Cât are, câte chile crezi că are așa la mână? La voci. 7. Că niște români au furat prin Europa 5 tone jumate de carcase de porc. Nu, asta e tare. Ca să încadreze altfel la furt, au zis că e pentru consum propriu. Păi eu chiar îi cred. Îți ară niște mese pregătite. Să știți că Nicolae nu meșterește doar atunci când e filmat. A. Nu stă deloc. Ce faci, bădicule? Bădia, am prefiert un pic onopida. O tai cât mai bucăți, cât mai... Mărunte? Nu neapărat mărunte. Nu vrei să strici forma? Da, pentru că în momentul când o să le pun într-o tempura, să le prăjesc în mai mult ulei, o să devină mai rotunde ca niște biluțe. O să fac și o maioneză. Aici am făcut un sos. Nu, aici e un sos. Miroase oțet. O să râs, n-am pus de deloc. Ce zeamă de lămâie am pus? Lămâie am pus. E conservă de ton, da? Zeamă de lămâie, un pic de ulei am pus. Sare, piper. Asta o să fie sosul care se lege carne pui pe care o să mă apuc să o fac imediat. O să prezint un pic altfel, un fel de pui tonato. Mi se pare foarte fain, am tăiat niște ardei. Uite, o să pun pe deasupra crancii, o să pun niște morcov. Vreau să fac și o salată de morcov amestecată cu bulgur care e gata făcut deja. Îmi place foarte mult. Mă duc într-o tentă asiatică, nu asiatică, arăbească, așa un pic îmi place. O să pun niște curcuma pe morcov. E foarte fresh, e foarte sănătos. Sănătoasă, așa destul de simplu, mult pătrunjel și aici am încărus gata pipotele și inimioarele pe care le-am fiert prima dată cam un ceas, după aceea le-am pus deoparte, le-am tăiat pe din două pe ce s-a răcit, am pus niște ceapă, morcov, ardei, un pic de ulei, am pus tot așa niște... Vreau să tocăniță. Da. Și am pus supă de pui de ieri, că ieri am avut niște oase pe care am făcut o supă și în loc să pun apă, am pus astea. Am pus niște usturoi, niște foi de dafin, las să scadă bine și pe aceea o să fac o smântână, să legem, iară pătrunjel și vreau să fac și o mămăligă lângă. E o mâncare așa, un comfort food românesc, ca zice eu. Ești fantastic. Și pe lângă asta, Nicolae ne face și nouă micul dejun la fiecare la ce oră vrea. De exemplu, eu pe pauza asta am venit la bade și am zis, fă și mie repede două ouă și ai zis, imediat bade. Și le-a făcut. Are făcut rețeta ce nouă ne place tare mult, piept de pui. Da. Vorbește. În final de vițelă tonato am făcut doar cu pui pentru că mi se pare o rețetă mai easy la îndemână pentru că vițelul... Ăsta e tonato? Da, ton, bade.
Ah, chiar ce foarte fin e. E, bravo, deci zic. am înlocuit vitello tonato cu polo tonato. Polo tonato, da. Am pus niște ardei, uite, puțin, pus niște ceapă verde, bade. Am făcut niște bulgur pe care îl folosesc ca și garnitură, îmi place foarte mult. Bulgurul ăsta este senzațional și tu ne-ai învățat să-l mâncăm. Exact. E normal niște puie, ce știu că îți place foarte mult. Tot așa? Tot cu sosul ăsta sau nu? Nu, ăsta e sosul zeama de la puie în care fac eu puie să sucolea bade. Nu se aruncă nimic. Tot ce rămâne e și mai gustos că s-a fiert ieri și astăzi e ca și ciorba, e mai gustoasă. Exact. Aici am făcut o niște... Măi, Elena, nu știu ce număr, că nu trec secundele la tine. Femeia lui Dumnezeu mi-a zis 50 de secunde și după aia mi-a zis un minut. Emisiunea asta nu se mai termină, vreau și eu acasă. Dați-mă pace! La urmă pot să fac una WC. Am făcut măruntaie de pui. Ai făcut măruntaie, mărunță și creierii mei, mici. Și în loc să pun pătrunjel, am blendat pătrunjelul și mă duc și așa, uite, vezi. 30, după un minut, 30 în avion, nu știu. Ce ați făcut, mă, la Politehnica aia? Și aici, în Nibăgiucă, avem niște cauliflower, conopidă, prăjită un pic, bade. Uita limba română! Păi de când face cursul de engleză, că... arăt așa. Pentru greșeala asta, bade, mâine, crep suzet. Nicio problemă, cu cea mai mare plăcere. Mâine, crep suzet, să aveți o zi nemaipomenită, mâine la 8.